să fie la munte. O să prezint mai multe concepte pe care după aceea o să leg împreună. Mai precis, IoT, realitatea predictivă, realitatea augmentată și realitatea augmentată în mentenanță predictivă. Deci, discutăm să în IoT, după care AR cu HoloLens. O să vedeți ce este un HoloLens, este un device de Microsoft. Cum se folosește în industrial maintenance și un demo live. Mentenanță predictivă cu IoT. Cât ați lucrat cumva în domeniul IoT până acum? Dacă ați avut proiecte. Și cât știți sau ați auzit de IoT? Ok. Atunci am foarte de spus. IoT în principiu e destul de vag, dar în principiu înseamnă niște network-ul, rețeaua unor things care sunt capabile să comunice cu tine. Aici poate să fie un senzor pus pe un utilaj în industrie, poate să fie ceva ce măsoară umiditatea în pământ, poate să fie ceva implantat în inimă, poate să fie orice de la care poți să culegi informații și în unele cazuri în care poți și să trimiți comenzi. Aceste lucruri lucrează, aceste things lucrează în niște condiții foarte diverse, lucrează în ai rețea de studă, conexiune intermitentă, nu ai acces manual acolo, sunt foarte, foarte diversă problema. Discutăm despre diferite zone ca și manufacturing, farming, medical, așa mai departe. După vedeți, și anumite zone clare pe care se focusează IoT-ul, pe industrie, pe smart city, pe smart building, cum era și exemplul de la Google, care a reușit să economisească energia consumată pentru cooling, din ca să întrebăm. Cam care sunt pașii? Acum ne focusăm pe industrie, discutăm despre industrie, sunt manufacturing. Cam care ar fi pașii ca să ajungem ca să implementăm o aplicație de IoT într-o companie? Hai să pornim în situație în care sunt foarte multe companii, majoritatea din lume, în care sunt o situație care nu sunt conectate. Nu sunt conectate, asta înseamnă, nu sunt utilajele din mine de producție, nu sunt conectate în cloud. Aici aș vrea să zic că foarte multe dintre, majoritatea dintre fabricile care există în lume au așa numite sisteme SCADA, care sunt inventate de 20-30 de ani, care adună date din mine de produse local. Dar dacă există niște cerințe care ar ajuta, de exemplu, pentru analytics, partea de predicție, care nu este suportat de sistemele SCADA, care necesită niște storage-uri mari, date, mari, analizări și așa mai departe, atunci îți vin niște scenarii în care merită să implementezi soluția IoT folosind providerii de cloud, dar o să menționăm. Deci, primul pas ar fi ca să conectăm aceste device-uri. Conectarea device-urilor înseamnă, în primul și primul rând, să punem niște senzori pe utilaje. De exemplu, dacă ai un motor, ar trebui să poți să măsori cum funcționează acel motor și foarte folosit sunt senzori de vibrație care se pun pe motoare și care măsoară spectrul, nu știu dacă se transformă în fluvieră, deci ceva, spectrul de frecvență a vibrațiilor. Și vă dau un exemplu. Când în motorul începe să nu funcționează bine, apar niște frecvențe care sunt multipli, are frecvențe de bază, rotație de bază a motorului. Deci, instalăm niște senzori pe motoare, senzori industriale. Noi nu discutăm despre Arduino și alte lucruri de hobby, ci discutăm despre acele device-uri care sunt certificate, care sunt aprobate de, sunt certificate pe baza unor standarde. În loc de Arduino punem un Siemens IoT 2040 device cu trise cu mix pe aia care este certificat pentru exploatare industrială. După conexiune înseamnă monitorizare. Monitorizare înseamnă că acele device-uri încep să ne transmită date. Nu știu dacă vă zice ceva pe PLC, Program Biological Controller, care sunt niște cutiuțe care leagă pe pasuri industriale la utilaje și adună date.
Le să ne conectăm la acele PLC-uri și să trimitem în cloud informații care le preluăm periodic. După asta urmează analiza datelor, raportare, în principiu. De exemplu, o chestie simplă este că dacă ajungem la anumite threshold-uri de vibrații, atunci începem să emitem alerte. Că sunt niște probleme cu anumit motor. Gândiți-vă, problema pe linie de producție este că dacă crapă ceva, se oprește linia de producție. Când vorbesc despre linia de producție, gândiți-vă la Ford sau GE, în care sunt zeci sau sute de roboți care lucrează și fac lucruri. Și asta nu este o chestie de super science fiction. Apul în Alba Iulia are, nu știu, zeci de roboți băgați și care fac farfurii, sincer. Deci e o chestie care e common sense astăzi. Dacă crapă o parte, nu pune bine ușa, salut! S-a oprit povestea. Câți euro pierzi în ziua aceea, gândiți-vă. Atunci, ce ar fi să facem predicție? Mihai a prezentat, dacă noi avem niște date care sunt labeled, înseamnă că noi știm, să zicem că în ultimele luni sau ani am adunat niște date și știm că când au crăpat device-ul, utilaje, și corelăm aceste informații, putem să prezicem cu exactitate bună când o să preglească un anumit device. De ce se întâmplă în momentul ăla? Nu faci mentenanță preventivă, ci mențată predictivă. Prevenția înseamnă că faci regulat mentenanță la utilaje. Și faci și mentenanță dacă nu, și dacă nu trebuie. Mentenanță preventivă, predictivă, intervii când știi că merită să intervii. Asta e cel mai mult în detalii. Foarte pe suport. Arhitectura unui sistem de IoT. Avem asta este partea de fabrici. Avem device-uri inteligente sau avem niște senzori de bază în jos. Avem niște field gateways care de fapt sunt niște calculatoare, niște device-uri făcute de Siemens sau alt furnizori care sunt pot să le programez. Și în care se conectează la acești senzori, scuzați. Se conectează la acești senzori și transmit date mai departe. Se poate executa și device management, la modul că sunt niște capacități de a transmite informații către device-uri. Informații sunt de genul, fă-ți update la firmware, adică fă-ți update la software care este pe tine, sau să începi să trimiți mesaje, să nu trimiți mesaje, peste bază. Aici suntem în cloud. Discutăm despre Amazon, Google, Microsoft, IBM și PTC și alte firme care tot se bat ca să aibă un loc în zona respectivă. Chiar dacă acum zic clar că scenarii de business pentru IoT nu sunt clare la ora actuală. Nimeni nu știe unde dacă poți să scoți bani. De toată lumea investește miliarde. Asta este, pentru că e foarte greu să găsești niște cazuri clare în care să zic că firma, da, investesc, o să fac un ingest de date pe 10.000 de euro pe Azure lunar, pentru că am un return of investment un an de două ori, să zicem. Foarte greu de. Deci toată lumea vine cu trâmbița și zice, vai, IoT, dar de fapt nu e așa. Deci, la ora actuală, marketul din Europa a produs 640 de milioane de euro anul trecut, care e fix. Pe lângă investiția care s-a făcut. Deci încă se caută. Dar toată lumea bagă în chestia asta. Ca să nu se întâmple că cum s-a întâmplat cu Nokia cu mobile phone-ul și cu BlackBerry, din cauza smartphone-urilor Apple, acum toată lumea vrea să facă IoT platforms. No, asta este pe partea IoT. Este un message. Asta practic ce este? Nu e foarte complicat. Avem un messaging hub în care field gateways să trimit niște mesaje. Astea sunt foarte scalabile. După aceea se bagă într-un component al listimele din care iarăși toată lumea îți oferă, care ce face? Pe un Windows de câteva minute îți calculează average-uri, procesează datele, că sunt niște analize real-time sau aproape real-time. După care ai niște componente de machine learning pentru ca să poți să procesezi datele care ai stocat, datele istorice pe luni sau pe ani, ca să poți să prezici lucruri, fader-uri de obicei. Ai dashboard în care poți să-ți vezi device-urile, rapoartele și așa mai departe, aplicații de management a device-urilor. Normal că trebuie să ai un storage de 4 tera de date.
Și ai un engine pe care să poți să trimiți notificări în caz de alerte. Întrebările de obicei sunt, cât timp mai are device-ul ca să crape? Ce probleme o să aibă device-ul respectiv? Asta, de exemplu, cum a zis Mihai, clasificare. Algoritm de machine learning de clasificare, în care zic că device-ul o să crape din cauza asta, sau din cauza respectivă, sau altă cauză. Regresie. Mihai a menționat că algoritm de regresie, care o să zic că regresia lucrează cu date continue, nu discrete, o să zic că cât timp, sau câte cicluri, sau câte mai, după cât mai își crape ceva. Ok? Gata, asta a fost IoT-ul. Acum hai să aruncăm spre mai multe mai mult și să discutăm puțin despre AR, augmented reality. Cine a lucrat cu AR până acum? Cine știe ce înseamnă mixed reality sau AR? Ok. Ideea de bază este următoarea. Noi augmentăm realitatea noastră. Deci noi, în mod normal, dacă nu augmentăm, vedem o chestie, dar dacă augmentăm, vedem chestia ceva, vedeam în urmă, în mod normal, plus alte lucruri. Și pare realist. Se poate că face că pui un device pe HoloLens sau ODG sau alte device-uri, care sunt niște head-mounted wearables, și care îți proiectează pe un ecran, pe un see-through glass, îți proiectează niște chestii, într-un mod realist. O să vezi, te miști și chestia proiectată este chiar lângă tine. Dar se poate face și altfel. Se lucrează la contact lenses care pui pe ochi și care să-ți augmenteze realitatea. Să se lucrează, în japonez am văzut că prin high power laser creează niște lucruri care se mișcă foarte la început. Deci sunt Google, crezi, dacă ați văzut, el proiectează pe retină niște lucruri. Deci sunt mai multe tehnici de a face. Eu cred că în 30 de ani o să fie băgat device-uri în creier care o să-ți modifice datele care vin prin retină. Și la asta se lucrează deja. Unde se poate aplica? Marketing, sales. Vă dau un exemplu. Vreau să vând o mașină. În loc să vină clientul la mine, eu mă duc la client, pun mașina în mijlocul camerei, ne băgăm în mașină, uităm cum arată bordul, întoarcem în sus, ne uităm la ce este mai și așa mai departe. Arheologie, gaming, să nu vorbesc, vă dați seama ce se poate. Asta deja îți iertă, o să vă arăt la HoloLens cum arată. Pe healthcare am auzit că, bine, sunt niște chestii cele elocvente, exemplu care s-a și implementat în universitatea americană, în care pui un om în mijloc, sunt mai multe persoane cu HoloLens pe cap și fac și el aceeași augmentare și pot să scoată din omul respectiv sistemul sanguin, sistemul osos, pot să iau un os, să pună în cer, să învârte și așa mai departe. Vă dați seama ce potențial are asta. Despre ce trebuie știu despre HoloLens, apărut în 2015, este un API Windows Holography care este parte a sistemului de operare Windows 10. Are niște chestii care poate să detecteze. În primul rând, face spatial mapping. Detectează planes, walls, ceilings, floors. Pe lângă asta, poate are și altul de occlusion, adică dacă eu pun o hologramă, o să vedeți imediat după o chestie care este în termen și hologramă, e numerată hologramă, deci calculează conturul și așa mai departe. Are speech recognition, recunoaște niște gestures-uri, o să vedeți imediat plus capul tău este cursorul și unde mici capul tău, acolo merge cursorul. Este Windows UWP application. Deci cei care ați programat pe Windows pe VPF sau poate pe UVP, dar se poate targeta HoloLens-ul și efectiv se poate, dacă știți conceptul de UVP, poți să construiești aplicații care targetează mai multe device. Surface Hub, HoloLens, Surface Tablet și așa mai departe. Are Skype-ul deja făcut, cu Skype-ul inclusiv funcționează chestia că eu discut cu cineva, am testat, funcționează și persoana respectivă îmi augmentează mie realitatea, desenează ceva, ăla rămâne în spațiu, apoi eu când mișc, el chiar acolo rămâne, deci e foarte interesant. Cum merge dezvoltarea? Cine a lucrat pe Unity până acum? Game development. Mulți, ok. Deci este, Unity este un platformă cu care se poate crea game-ul în C-Sharp JavaScript. Și în modelul 3D, sinurile,
se creează în Unity, după care se împurtă proiectul în Visual Studio, după care se face deploy-ul pe HoloLens și faci dezvoltare, parcă ai dezvoltare pe mobile, faci debug pe HoloLens direct. Bun. Asta este ceea ce v-am prezentat adineauri. Ca să folosim HoloLens în implementație predictivă, mai băgăm următoare lucruri. Avem un case management tool, avem un AR. Machine learning-ul ne zice că un anumit device va căpa în 2 săptămâni. Deschide un ticket pe case management în care zice care este motivul prezis, care este time frame-ul prezis și care este care sunt acțiunile corective care ar trebui să fie aplicate. După care acest case management trimite alerte, un field engineer pune HoloLens-ul pe cap. Eu zic acum chestii pe viitor. Nu, HoloLens nu e făcut pentru industrie. Field engineer pune un AR device pe cap, care se conectează la case management și la un AR case tour, de unde ia jos datele pe care o să le ajute. Holograme, cărți, tutoriale care ajută să rezolvă problema. O să vedeți, ce am conceput noi, o să fac un demo acum, am conceput un proof of concept pentru o aplicație de holografică care are un dashboard 2D de la care pornești, care se conectează la case management-ul, care îți oferă acces la materiale training holografic. Inclusiv ce am făcut, o chestie foarte tare, dar n-am reușit să facem foarte bine, this for the future. Se pot proiecta, deci avem 2 scenarii importante. Unul în care vrem să învățăm, proiectăm holograme în realitatea, augmentăm realitatea cu holograme și prezentăm ce trebuie să facă cineva ca să intervină, ca să rezolvă un caz. A doilea caz este când proiectez hologramul direct pe obiectul real. Și pe obiectul real arăți exact ce trebuie să facă. Deci undeva dacă trebuie să deșurubezi ceva, se vede chiar pe șurubul respectiv cum se deșurubează și se explică step by step. This is happening. Mulți au făcut deja, noi am folosit cu folia BDC, au avut niște probleme. Am mers, dar nu extraordinar de bine. Cum am făcut proiectul? Un proiect de genul ăsta, cum funcționează? Vorbești cu un artist de 3D sau un inginer care lucrează pe 3D Studio Max sau alte aplicații pentru modelarea 3D. Creează modelul 3D sau preia modelul 3D, îți face animațiile. După care importi în Unity aceste animații, implementezi interacțiunea cu acele holograme, după care se face deploy cu Visual Studio pe HoloLens. Acum, asta a fost o teorie, acum o să prezint practic cum merge treaba. Thank you.
cred că înțelegi care este. De acum, mă duc pe tăia, da? Deci, este chiar în față. Pot să-mi mut, da? Deci, este real 3D feeling. Ok? Inclusiv, cred că am pus aici la un astronaut, o corelație. Extraordinar, deci sunt procesoare speciale, se întâmplă la termenul 10 ani, dar sunt procesoare speciale, sunt procesoare de UI, de UI, GUI, procesoare holografice, toți sunt de senzori. Asta, am pus eu aplicația noastră aici. Aplicația. Reset. Robot. Robot. Acum mă pasă să fac ceva. Nu așa să fac.
bigger. Asta este un fan cu care chiar nu am programat să am un fiind al nostru. Nu am dat și nu vreau să nu pot pe genul ăsta. Dar acum, acolo, care e ideea de tutoria? Sau cum a dus? Aici este un better replacement case care am vreau să prezint. Asta este un better replacement case care vreau să prezint și practic este un tutorial care se poate folosi în training. Și am început să zic start case. Start case. Așa așa înțelege British. Ok, deci trebuie să fim... trebuie să fim atenți acolo o dată, așa am programat. Aici este pe partea dreaptă sunt prezentați pașii și instrucțiunile, dar eu să mă duc cu comandă vocală. Next. Ideea este că prezintă cum să faci replace la baterie la un robot. Next. Robot spanul de genul ăsta. Instrucțiunile sunt... acolo. Next. Și descrie ce să faci. Dacă vrei să vezi, încă o dată, back. Este un joc în care, de exemplu, face mapare spațială, crapă peretele și iese o și te atacă în jurul tău, trebuie să te apre, placă pe tine. Hai să mă puțin din nou spațial. Și asta este iarăși un caz. Am pus reset. Fuck. Nu se să mă prez încă o dată. Aceeași chestie, punem jos imprimanta. By the way, imprimanta asta este făcută de niște parteneri din Timișoara, SIME, care vor imprimanta de diferite dimensiuni junior, până la imprimanta de mai mult de 2 metri. Și aici este o bigger, uite că acum merge. Este un caz în care vreau să fac replace o vilă magnetică. Start case. Start. Așa. Iar și aceeași chestie, îți arată pașii, poți să te uiți ce se întâmplă. Next. That's it.
probleme care au apărut în momentul în care ați încercat să faceți, să arătați exact echipament ce sunt Da, deci cum funcționează aceste platforme în care vrei să proiectezi hologramă pe obiecte reale, folosește ampuri. De exemplu, dacă vrei să faci un augmented AR cu telefoane mobile sau tablete, te uiți prin camera device-ului și device-ul vrează o platformă, de exemplu Euphoria, care caută niște imagini care tu le-ai programat să recunoască. Când te recunoaște, proiectează peste imagine, dat fiind că realitatea trece prin cameră, camera tabletei sau telefonului și proiectează niște elemente 3D. Aceeași chestie și făceam și cu HoloLens. Problema era că acele marcări care puneam pe robot, de exemplu, pe robotul real, nu făcea proiect, nu ținea proiecția întregă ca lumea. Deci anumite, în anumite poziții proiecția era perfectă, adică șurub pe șurub, componentă pe componentă. Și efectiv arăta unde trebuie să lucrezi, dacă te mișcai puțin, pierdea focusul și se depresa deja cu un centimetru, două, nu era fidelă. Deci nu e usable deocamdată. Poate noi n-am avut destul de cunoștință, era și în beta version când făceam în decembrie anul trecut. Deci nu era reliable soluția, tracking-ul de 3D, asta era problema. Alte întrebări de acum aveți? Mersi frumos și putem discuta mai încolo.